Da. Păi despre ziua de astăzi am aflat, va fi o zi călduroasă, câteva ploi apar pe seară și la noapte, doar prin sud-est, nu sunt probleme de niciun fel. Mâine vremea va fi mai caldă. O să plouă din când în când, așa, poate, prin sud și pe la munte, iar pe timpul nopții de mâine spre poimine, în vest, în centru și în nord. Așadar, pe spații ceva mai vaste. Duminică plouă mult în sud-vest și în centru, și cresc șansele de grindină, iar la munte, la altitudini mari. Atenție mare, Lapoviță. Asta se întâmplă duminică. Luni plouă ceva mai mult în jumătatea vestică și se răcește clar în toată țara. Temperaturile maxime vor fi de duminică cu vreo 10 grade și în unele zone chiar cu mai mult de 10 grade mai mici. Iar luni va fi mai rece, 11-21 de grade sunt temperaturile, este intervalul temperaturilor. Așa că răcirea este evidentă și se va simți destul de tare în toată țara. Cam așa arată lucrurile.